Semănătorul ești tu și eu. Eu astăzi, acum semăn. Voi sunteți cei care primiți cuvântul. Astăzi, întâmplător eu astăzi, dar tu mâine, Ani, tu te duci la muncă la tine, la contabilitate acolo și semeni și tu sămânța ta. Îi spui colegii tale de birou, draga mea, poate că ar fi bine să mergi și tu la biserică, să îndrepti ceva la viața ta. Semănătorul poți fi tu, doamna doctor. Am om care a venit la mine, la spovedit și mi-a spus, domnule, am fost într-un cabinet, nu dau nume. Și mi-a spus, doamna doctor, așa, ia mai tu te, domnule, și dumneata la biserică. Că o să-ți fie mai ușor să duci boala. Și am venit, părinte, că mi-a zis, doamna doctor. Deci atunci a semănat semănătorul, sămânța. Deci fiecare dintre voi sunteți semănătorii. Voi semănați sămânța cuvântului la birou, în mașină, în autobuz, la telefon, pe un grup de WhatsApp. Puteți să semănați cuvântul. Sunt oameni care se pot schimba de la un cuvânt pe care îl primesc dintr-un mesaj pe care tu îl distribui. Deci astăzi, prin tehnologie, atât de ușor este să semeni sămânța, dar care sămânță? Sămânța e cuvântul lui Dumnezeu și să ne îngrijim să dăm cuvântul lui Dumnezeu și nu altceva. Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu vine din ceea ce El a spus. De aceea vă îndemn să aveți zilnic lectură biblică. Să citiți zilnic din Sfânta Scriptură, din ce a spus Iisus. Te luminezi că vine Harul Domnului prin cuvânt în tine. De aceea sămânța de care să vă preocupați este sămânța cuvântului adevărat al lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură în primul rând. Omul primește cuvântul lui Dumnezeu, inima omului, dar dacă este așezat unde nu trebuie, ce este asta? Anturajul. Dacă tu ești într-un anturaj prost, în care se spune, ai mă ce ne lași cu popii, în momentul ăla, tu, pentru că trăiești în influențele astea, te răcești și te împietrești și nu mai ajunge cuvântul la tine. De aceea vă îndemn să vă alegeți anturaj de prieteni care să împărtășească aceleași valori cu voi. Apoi avem alți ascultători care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Cei care au căzut, sămânța care a căzut între spini, sunt cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Dar sămânța crește puțin până la o vreme, spune acolo, până la vreme de ispită și la vreme de ispită acel om se leapădă. Adică el vine la biserică crezând că aici dacă vii îți merge bine. Și când descoperi că de fapt nu îți merge chiar așa de bine când vii la biserică, în momentul ăla zici, opa, păi stai mă, de ce am venit eu acolo? Ca să-mi meargă bine. Ups, cred că n-ai înțeles rostul, frate. Cred că ai înțeles greșit adresa. Aici nu venim să ne schimbăm crucea din spate, ci să ne întărim mușchii, să o ducem. Noi venim la biserică nu să trăim mai bine, ci să ne întărim mușchii sufletului, să ne ducem crucea, să ne asumăm viața pe care ne-am ales-o și să încercăm să ducem calea aceasta cu bucurie și înțelegând tainele vieții. Deci omul acesta primește cu bucurie. Sunt mulți ascultători pe Facebook, pe YouTube. Vai, ce frumos a vorbit părintele Necula, să zicem. Și tu ce ai făcut de acolo? Din ce a zis părintele? Mai ții minte? Nu mai știu ce a zis, dar a vorbit așa frumos. Vai, ce frumos vorbește părintele X. Și ai făcut ceva de... nu mai știu acum, dar mi-a plăcut mult. Asta este superficialitate și, mai mult decât atât, este o lipsă de dorință de a așeza adânc în inima ta cuvântul lui Dumnezeu. Sau vin la biserică duminică și aici află că nu e bine să fumezi, că nu e bine să bei, că nu e bine să desfrânezi, că nu e bine să furi, că nu e bine să fii zgârcit, că nu e bine să înjuri. Și el aici zice, vai, ce frumos, într-adevăr, așa voi face. Și se duce acasă, deschide frigiderul, berea. Zice, ia una. După aia mai trece pe acolo, dar ca să l-am îndemnat pe un frate, frate, nu bea mai mult de două beri. Două beri pe zi, eu zic că e suficient, că nu e păcat să bei, e păcat să te îmbeți. Și și-a luat beri de aia de 1,5 litri. Și a zis, părinte, nu beau mai mult de două. Dar m-am gândit eu că l-am văzut după ochi, că era pierdut, așa se uita la mine, ca avea ochii ca girofarul. Și zic, dar cam ce cantitate are berea? Deci sunt două alea mai mari, așa.
Acum am înțeles de ce bei tu doar două beri. Deci oamenii primesc cuvântul. Dar următorul pas, după ce au primit cuvântul, este să-și schimbe vieții. Și atunci când te duci în mediul tău de păcat, zice, părinte, orice, dar ăsta e păcatul meu, acolo nu ne băgăm. Adică păcatul meu e păcatul meu. Facem ce zici, matale, dar până la păcatul meu. E, tocmai de asta este vorba. Sămânța care este așezată în pământul cel bun înseamnă o disponibilitate la schimbare, dragii mei. Dacă nu ne schimbăm, putem să auzim noi și Sfântul Ioan Gură de Aur poate să vină aici. Dacă tot avem șansa să auzim cuvântul lui Dumnezeu aici, acum, haideți să ne gândim fiecare dintre noi. Mai suntem arici uneori. Răutățile alea de zi cu zi, răutățile alea lasă să îi se întâmple ălea și ăluia. Ce ți se întâmplă când ai răutăți? Ți se răcește inima și nu mai poți să empatizezi. Mai ai inima aia de piatră, să n-ai încredere, să fii suspicios, să fii răutăcios. Astea toate împiedică lucrarea lui Dumnezeu în inima ta. Dacă ai o inimă disponibilă, plină de dragoste și de iubire și de compasiune și de empatie, atunci cuvântul va rodi și vei deveni om bun. Un om bun e un om mare. Un om rău e un om mic. Un om răutăcios e un om neputincios. Un om care face rele e un om care are o problemă interioară, angoasa, îl face mic. Deci omul bun e om mare. Am credincioși care sunt pământ bun, dar am și credincioși care sunt de piatră. Dar am și credincioși care au inima împietrită. Dar am și credincioși plini de griji. Mai am credincioși fricoși. Mai am credincioși neputincioși. Îi iubesc pe toți și îmi doresc ca din pământul acela pietros, în timp, să devină pământ fertil. Dumnezeu să fie cu voi pământ bun. Amin.